Un român din Spania a câștigat 400.000 de euro la celebra loterie El Gordo, însă a făcut eforturi să nu se bucure prea tare când s-a prezentat să-și confirme premiul. Vasile, stabilit în Almeria din 2001, încă se recuperează după un infarct suferit în urmă cu 2 luni și nu are voie să aibă parte de emoții puternice. Vasile. Se simte? Vasile. No siento mucha cosa que no puedo tener alegría que estoy con el corazón, ¿sabes? No. Pero ¿quién le ha tocado? ¿Uno para la familia? Por la familia. Acestea au fost primele cuvinte ale lui Vasile în fața jurnaliștilor spanioli adunați la loteria de unde bărbatul și-a ridicat marele premiu în valoare de 400.000 de euro. Românul, care este șofer de tir, spune că a avut atacul de cord la volan pe când traversa Franța. Acesta a mai jucat la loterie și în trecut, însă nu a câștigat niciodată. Cei 400.000 de euro, adică o zecime din premiul cel mare, pe care i-a câștigat cu numerele 05490, au venit exact la momentul potrivit, pentru că românul nu mai are voie acum să lucreze. Vasile este stabilit în Almeria din 2001 cu familia și nu are voie să aibă parte de emoții puternice, fiind în proces de recuperare după infarct.